Rosie și prietenii ei. Lucruri ce gâlgâie în noapte. M-ai ratat! Îmi plac serile astea. Și mie, Rosie, mereu mă distrez când dormim la voi acasă. Da, pentru că pot face asta. Laptele. L-am prins. Iuh, bătăile cu perne îmi dau sete. Sete? Plantele. Aproape că am uitat de plantele noastre. Să le dăm și lor niște apă. Pregătește-te, Țup-Țup. Privește șarpele. Eu nu mă tem de șerpi. Nici eu. Bine, Țup-Țup. Șarpele. Noapte bună! Noapte bună, Noapte Rosie! Bună, Rosie. Cereți scuze, Țup-Țup? N-am fost eu! Dacă n-a fost Țup-Țup... De unde a venit? E un sunet amuzant! Mă întreb de unde vine! Sunetă? N-am observat. Poate că știe Rosie de unde vine acest sunet. Asta ce a fost? E cineva la ușă. Hai, Rosie, să mergem să vedem cine e. Cine e? Doar noi. Bună, Mierlă. Bună, Martinel. Și voi ați auzit zgomotul? Amuzant. Eu nu am auzit chiar nimic. Zgomotul. Mă întreb de unde vine. Nu știu. Hai să aflăm. Poate e un monstru. Cu 3 capete și 16 picioare. Cu păr galben și violet. La 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 la. E în ordine, Mierlă. Se prefac doar. Să nu fii speriată. Speriată? Nu! Chiar dacă ar fi un monstru, l-aș face să dispară dacă mi-aș dori. Am venit doar să văd dacă sunteți teferi. Sunt bine! Sunt foarte bine! Să stai liniștit, Martinel! Stai liniștit! Zgomotul vine cu siguranță de afară. Cred că am mai auzit acest sunet. Poate în timpul furtunii. Nu pare a fi înnorat. Pe cer nu sunt nori. Și nici nu plouă. Îmi plac furtunile, mai zgomotoase. Mie nu-mi plac, furtunile mă sperie. Eu nu mă tem de furtuni. Eu nu mă tem de nimic. Unde a dispărut Mierlă? Aici erai, Mierlă. Ce faci acolo? Nu făceam decât să verific patul. Nu e timp pentru asta. Să ieșim și să vedem de unde vine acel zgomot. Ce-a fost asta? Poate că e o furtună în subteran. Nu
cred că există așa ceva, Martinel. Dar din subteran se aude. Să mergem să vedem. Oh, n-ar trebui să facem asta. E prea întuneric. Acum nu mai e. Ultimul la terenul de joacă e un monstru. Monstru? Unde? Așteptați-mă. Nu e timp de joacă. Ascultați! Și animalele pe trambulină scot sunete ciudate. Oare asta am auzit? Nu, nu pare a fi același tip de zgomot. Ăsta e mai tare. Se aude din nou. Mierdă! Opa! Ce neîndemânatică sunt! Am alunecat! Ha! Ce a fost asta? Eu sunt sigur că a fost un monstru care gâlgâie. Cel puțin așa sunea. Să mergem pe urmele sunetului și să aflăm exact de unde vine. Pe aici. Nu de acolo, Mierlă. Sunetul vine de aici. Nu, sigur nu de acolo. Să mergem la stejar. Să ne spună ce să facem. Așteptați-mă! Lăcoșile! Ghindele făceau acest zgomot. Ghindele nu sunt atât de zgomotoase. Și nici nu fac pământul să se miște. Cum reușește stejar să doarmă în acest zgomot? Ce? Unde? Cine? Bună! Ce căutați toți pe dealul meu? Este miezul nopții, nu-i așa? E un zgomot care ne ține treji și nu știm de unde vine. Am crezut că vine furtuna. Sau un monstru! Tu nu l-ai auzit? Nu, descrieți-mi-l. E ceva ce sună cam așa. Nu, e mai mult așa. Gâl, 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 gâl. Și așa. Wow, Holly! Nu, Holly! Stejar! Nu. Vă rog să mă scuzați. Îmi pare rău. Încetați! Încetați cu zgomotul ăsta chiar acum! Regret, Mierlă, dar nu știu cum. Așa face stomacul meu când mi-e tare, tare foame. Așa e! Sunt rădăcinile lui stejar. Ție cumva foame sau sete? Păi, n-a mai plouat de câteva zile. Cred că rădăcinilor mele le este sete. Să mergem cu toții să-i aducem niște apă lui stejar și să-i dăm să bea. Regret, Mierlă. Ajunge, Martinel. E rândul meu acum. Vă mulțumesc. Mă simt mult mai bine acum și sunt sigur că sunetul acela nu vă va mai ține treji. Apropo, pentru voi nu a trecut ora de culcare? Ba da. Să mergem. Noapte bună, stejar. Noapte bună tuturor. Rosie? Da? Eu mă bucur că n-am rădăcini care gâlgâie. Stomacul meu e zgomotos oricum. Dar dacă aș avea, aș prefera un sandwich cu banane. Noapte bună, Țup Țup. Oh.
Excelent! Rosie și prietenii ei. Will prinde aripi. Ce pune la cale? Will se comportă ciudat. Ia să vedem. Pare că fuge de un roi de albine supărate. Nu! Încearcă să rămână calm. Nu înțeleg. Ce e calm în a da din mâini ca un fluturaș țicnit? Să mergem să aflăm. Dar mai întâi să aflăm ce e în cutia lăsată la ușa noastră dimineață. Pentru Rosie și Țup Țup. Dar nu scrie de la cine este. Oare ce ar putea fi? Pom-pom-pom-pom-pom. Lui Țup Țup și lui Rosie le va plăcea cadoul meu. Nu se întâmplă să primești în fiecare zi norocoasa. Oh, pietricică! Oh, Doamne! Am uitat să o pun în cutie. Trebuie să reușesc cumva. Cra? Ce anume? Ce anume vrei să faci? Oh, bună, Mierlă! Încerc să zbor. Will, zburătorul. Încetează. Zborul e o artă. E lucrul despre care eu știu absolut tot. Cra? Hai, ridică-te. Ridică brațele, Cra? Și închide ochii. Bine. Înalță-te, pasăre. Ridică-te mândră în aer și mângâie drăgăstos norii. Fii una cu rândunelele, Cra! Și atenție la copac! Au! Problema ta este una evidentă. Și anume? Se pare că îți lipsesc aripile. Oh, ai observat și tu? Ce faci acolo? Cu penele magice ușor. Hai să cântăm! Hai să cântăm! Hai să ne listăm! Să ne jucăm! Vesela Rosie! Vesela Rosie! Hazuiem doi, deci haideți cu noi! Țup Țup și Mierlă, Moș Martin și Stejar. Rosie și prietenii ei. Will prinde aripi. Ce pune la cale? Will se comportă ciudat. Ia să vedem. Pare că fuge de un roi de albine supărate. Nu! Încearcă să rămână calm. Nu înțeleg. Ce e calm în a da din mâini ca un fluturaș țicnit? Să mergem să aflăm. Dar mai întâi să aflăm ce e în cutia lăsată la ușa noastră dimineață. Pentru Rosie și Țup Țup. Dar nu scrie de la cine este. Oare ce ar putea fi? Pom-pom-pom-pom-pom. Lui Țup Țup și lui Rosie le va plăcea cadoul meu. Nu se întâmplă să primești în fiecare zi norocoasa. Oh, pietricică! Oh, Doamne! Am uitat să o pun în cutie. Trebuie să reușesc cumva. Cra? Ce anume? Ce anume vrei să faci? Oh, bună, Mierlă! Încerc să zbor. Ha, 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 ha,
zburătorul. Încetează. Zborul e o artă. E lucrul despre care eu știu absolut tot. Cra! Hai, ridică-te. Ridică brațele, cra, și închide ochii. Bine. Înalță-te, pasăre. Ridică-te mândră în aer și mângâie drăgăstos norii. Fii una cu rândunelele, cra, și atenție la copac. Au! Problema ta este una evidentă. Și anume? Se pare că îți lipsesc aripile. Oh, ai observat și tu? Ce faci acolo? Cu penele magice ușor să te înalți în albastrul cer. Oh, așa e, Will. E vremea de zbor. Păi... Dă-i drumul. Dă din aripi. Simți magia, Will? Nu, dar mă simt aiurea. Nu ai găsit nimic? Nu. Interesant. Will e în grădina cu flori și pare dezamăgit. Cred că e timpul să aflăm ce se întâmplă. Bună, Will! Oh, bună, Rosie! Țup, țup! Ce e? Nu-mi doresc decât să zbor. Chiar cer atât de mult? Probabil. Am încercat cu penele lui Mierlă, dar n-am reușit. Nu mă desprind de sol. Dar poate că nu ești făcut să zbori. Țup, țup are dreptate. Perfect. Dar nu trebuie să renunți de tot. Noi te vom ajuta. Nu-i așa, Țup, Țup? Da? Da, așa este, da. Rosie, Țup, Țup. Cum o să le dau eu acum pietricica mea norocoasă? Așa, Will? Mai sus! Mai sus! Dă din mâini! Haide! Asta fac! Asta fac! Nu merită! Sunt extenuat! Aha, știu! Să urcăm dealul! Rosie? Țup, țup! Sunteți siguri de asta? Aproape siguri! Noroc, Will! Să știi că vei avea nevoie de el! Am pornit! Da! Will? Will, ești de afară? Sunt bine. Aș vrea ca toți să stea puțin pe loc. Trebuie să reușim să te facem să zbori. Aterizez ca un bolovan, în loc să zbor ca o pasăre. Ce păcat că nu ai aripi, ca un avion. Țup, țup,
Ești un geniu! Rosie și prietenii ei. Vreau să-mi recapăt glasul. O să mă susținui așa, Rosie. Până la capăt, Țup-Țup. O să câștigi, sunt sigură. Te pricepi la țopăit? Pe locuri? Fiți gata? Start! Hai, Țup-Țup! Poți face asta! Și în dreptul curbei, Will e în frunte. Hai, Will! Sar, Țup-Țup! Sar! Țup-Țup, preia conducerea! Nu! Will! Nu! Țup-Țup! Nu te opri, Țup-Țup! Hai, Țup-Țup! Nu te opri! Țup-Țup câștigă la o lungime de picior. Bravo, Țup-Țup! Bravo, Țup-Țup! Rosie, micul dejun e gata. E un mic dejun special în semn de mulțumire că m-ai ajutat să câștig. Mulțumesc, Țup-Țup! Oh, Rosie, glasul tău, ești răgușită. Sună puțin cam ciudat. Sună îngrozitor. Trebuie să te faci bine, stejar știe ce-i de făcut. Ai strigat și ai aclamat prea mult ieri, Rosie. O să-ți revină vocea în curând. Azi trebuie să stai în casă la căldură și să nu vorbești. Dar am atâtea de făcut. Ți-ai pierdut glasul fiindcă m-ai ajutat pe mine. Acum e rândul meu să te ajut. O să vorbesc în locul tău până îți revine vocea. Să le ajut pe Moș Martin să exerseze noul cântec la chitară, să le ajut pe Will să-și asambleze noul elicopter și să o ajut pe Holly să-i aranjeze penele lui Mierlă. Stai aici și odihnește-te. O să fac eu totul, așa cum ai făcut și tu. Pe curând, Rosie! M-am săturat, Manny! Încă una! Lișiță, se întâmplă ceva în... burta mea! Manny, sughiți! Cum să mă vindec? Când mi se întâmplă mie, închid ochii și mă învârtesc de 3 ori. Îmi trece de fiecare dată. 1, 2, 3! A mers! Biata Rosie și-a pierdut glasul. Ce noroc că mă ajuți tu! De obicei, eu cânt, Rosie mă ascultă și apoi îmi zice ce părere are. Melodia asta are nevoie de un fluier. Oh, mai încet, Țup-Țup. Hopa. Nu am știut că va fi atât de amuzant să te ajut să exersezi, Moș Martin. Vrei să mai cântăm o dată? Mai târziu, Țup-Țup. Crezi că lui Rosie ar plăcea să-i fac o vizită? Aș putea să-i fac o băutură cu miere. Mierea face bine la voce. Ai grijă să-i spui că te-am ajutat să exersezi. Am terminat cu Moș Martin. Acum mă duc la Will. Moș Martin, Țup-Țup a... Țup-Țup m-a ajutat să exersez la viteză maximă și iată, ți-am adus o băutură cu miere și lămâie. O să mă întorc mai târziu să-ți cânt, după ce repar corzile. Bună! Știi vreun remediu pentru sughiți? Eu stau mereu într-un picior și număr până la 100. Mulțumesc, Moș Martin! Frumos din partea ta să o ajuți pe Rosie. Asta o să-i țină de cald până își va recăpăta glasul. Bună idee, Holly! Așadar, Țup-Țup, de unde începem? Pune chestia albastră răsucită pe chestia aia galbenă bombată. Albastră răsucită, galbenă bombată. Și chestia roșie pe chestia bombată? Sau aia albastră pe piesa verde? Cea roșie pe cea bombată? Mulțumesc, Țup-Țup!
tu stai în pat și fă-te bine, Rosie. Am auzit că ți-ai pierdut glasul, Rosie. În cazul ăsta, cine o ajută pe Holly să-mi aranjeze penele? Nici o grijă, Mierlă. O să ne ajute Țup-Țup. Țup-Țup? Să aranjeze pene? Oh, ești sigură? Stejar a zis că Rosie trebuie să se odihnească. Hai să ne uităm la niște poze cu pene ca să luăm idei înainte de sosirea lui Țup-Țup. Toată lumea se descurcă fără mine. Ești sigur că-i bine, Țup-Țup? Atunci să vedem. Will, stai! Și s-a înălțat! Cred că am înțeles greșit. Hei, zboară cu spatele! Elicopterul meu! Nu se zboare bine asamblat așa. Rosie și-a pierdut glasul, așa că m-a ajutat Țup-Țup. Dar uite, e distrus! Țup-Țup, încearcă să o ajute pe Rosie. Sigur, se străduiește. Elicopterul a pățit ceva, Will? Oh, nu, doar o mică zgârietură. Și-o fi schimbat vântul direcția. Deci nu a căzut din vina mea. E timpul să ajut la aranjatul penelor. Pa, Will! Pa! Cu cât mai repede își revine Rosie, cu atât mai bine. Hei, mi-a venit o idee. Pe curând, Stejar! Vreau lucul ăsta, cu pene mari, care să-mi scoată în evidență buclele naturale. Vai, n-am mai făcut asta fără Rosie până acum. Nu-i nimic, Holly, mă ai pe mine. Bigudiuri, astea-s bune. Bigudiuri? Ești sigur, Țup-Țup? Rosie, ți-am adus ceva. Will? Când îți va reveni glasul. Chiar dacă vorbești în șoaptă, se aude tare. Ascultă! Salut, Rosie! Ne e foarte dor de tine. Îl aveți pe Țup-Țup. Oh, Țup-Țup se distrează de minune, ajutându-ne. 73? 74? Ah! Am țopăit și am sărit de 103 ori și încă mai sughiț. Ești gata să mă asculți, Rosie? Salut, Moș Martin! Nu o să mă opriți! O să... Mierlă, nu uita! Rosie nu se simte bine! Țup-Țup, te-ai întors! Ai făcut treabă bună! Ar trebui să-i mulțumim din inimă lui Țup-Țup! Păi, eu... Să-i mulțumesc pentru asta? Nu cred că bigudiurile au fost o idee bună, Țup-Țup! Mă, Rosie... M-ai ajutat atât de mult în cursă. Am vrut doar să te răsplătesc. Îmi pare rău, prieteni. O, Țup-Țup, întoarce-te. Nu mă aude. Rosie, unde te duci? Să-l caut pe Țup-Țup. Țup-Țup, nu știi cumva un leac pentru sughiț? Stai într-un picior și numără până la 100. Am încercat. Țup-Țup! Ce-a fost asta? Rosie, ți-a revenit glasul. Nu-i grozav? Ce-i cu tine, Țup-Țup? Îmi pare rău că am dat-o în bară, Rosie. N-ai dat-o în bară. I-ai ajutat pe toți în felul tău special. Sughițul Manny a dispărut! Adevărat! N-am sughițat de când am tresărit din cauza lui Rosie. Desigur, un șoc e cel mai bun remediu pentru sughiți. Vezi, Țup-Țup? Fiecare ne pricepem la ceva. Tu te pricepi să-i ajuți pe alții. L-ai vindecat chiar pe Manny de sughiț. Poate,
Dar nu știu să cânt la chitară ca Moș Martin, nici să zbor ca mierlă sau... Să țopăi ca mine! Mai vedem noi! Țup, țup! Rosie și prietenii ei. O surpriză de surpriză. A fost un mic dejun delicios și acum avem toată ziua pentru joacă. Să ne costumăm pentru început, vino! Astăzi nu pot. De ce nu? Trebuie să împrumut o carte de la Holly. Oh, bine, vin și eu cu tine atunci. Regret, dar trebuie să mă duc singur, pa! Singur? Dar de ce? Oh, țup, țup! Ai plecat fără ca Rosie să intre la bănuieli? Da, totul decurge conform planului. Bine, în sfârșit a sosit ziua prieteniei. Putem să-i arătăm lui Rosie cât de mult înseamnă ea pentru noi. Eu vreau să-i mulțumesc pentru că m-a ajutat să-mi sap grădina ca să plantez morcovi. Eu vreau să-i mulțumesc că m-a ajutat să-mi pictez aeroplanul. Rosie m-a ajutat să fac brățara asta. Oh, iar mie mi-a dat pietricelele astea să-mi împodobesc cuibul. Oh! Eu vreau să-i mulțumesc că mă vizitează zilnic. Și eu că se joacă mereu cu mine. Deci, vrem să dăm o petrecere surpriză în cinstea lui Rosie. Bine, prieteni, alinierea. Să știți că petrecerea asta implică o bună organizare. Eu sunt pasărea ideală pentru treaba asta. Holly, e rândul tău să faci tortul și insignele prieteniei. Da, mierlă. Will, treaba ta e să faci afișul de ziua prieteniei. Da, mierlă. Țup, țup, tu o să culegi fructe, iar treaba ta, Moș Martin, e să umfli baloanele. Da, mierlă. Iar eu lucrez la poezia prieteniei. Bine, prieteni, la muncă! Mierlă, tu nu ai nimic de făcut. Am cea mai importantă treabă. O să o țin ocupată pe Rosie ca să nu afle despre surpriză. Oh, desigur. Și acum să ne apucăm de lucru. Țup, țup? Ciudat. A zis că o să împrumute o carte de la Holly. Țup, țup! Oh, oh, oh! Oh! Unde s-a dus? Rosie! Am ceva foarte important să-ți arăt! Haide! Bun! Cum merge treaba? Bine? Bine! Excelent! Pot să vă spun că m-am descurcat de minune să o țin ocupată pe Rosie. Chiar sunt minunată la genul ăsta de treabă. Mierlă, dacă tu ești aici povestindu-ne ce treabă bună ai făcut, atunci unde-i Rosie? Alo? De ce-i ușa încuiată? E Rosie! Nu se poate să vadă astea, o să strice surpriza. Aici erai. Ce se petrece acolo? N-am timp de asta. Mai e ceva foarte important pe care vreau să ți-l arăt. Vino! Era cât pe ce. Vezi cum apa se ridică, apoi coboară, apoi se ridică, apoi coboară. E o fântână frumoasă, dar o văd în fiecare zi. Apoi sus, apoi jos. Mierlă, vrei să ne jucăm de avați ascunselea? Da! E jocul meu preferat! Ascunde-te! E un număr până la 20. Până la 30. 1, 2, 3, 4. Wow! Scuze! E întreg? Da, e întreg. Salut, Rosie! Unde vă duceți? La plimbare!
Și ce aveți acolo? Nimic. Pot să mă uit atunci? Te-am găsit! Nu te prea pricep să te ascunzi, nu? Să te ascunzi? Parcă tu trebuia... Ne jucăm puțin de a v-ați ascunselea. Hai, Rosie, mai e ceva foarte important ce trebuie să îți arăt. Pa, Rosie! Da, categoric o pasăre verde aurie foarte colorată a trecut pe aici. Dacă o vom aștepta în mare liniște mai mult timp, poate că o să o vedem. Serios? Da! Pasărea verde puțin colorată e foarte timidă. Parcă spuneai că e o pasăre verde frumos colorată. Da, alea sunt și mai timide, de la pete. Ce fac Țup-Țup și Will acolo? Nu! Pasărea și-a luat zborul! Nu-i nimic, vino! Mai e ceva foarte important de făcut. Și ești sigură că ți-ai scăpat pietricica lucioasă aici? Da! Moș Martin, Holly! De ce se poartă toată lumea atât de ciudat astăzi? O să aflu ce se petrece. Nu! Nu! Poate am pierdut-o undeva mai departe. Poți să te uiți acolo, te rog? Rosie, am impresia că te frământă ceva. Toată lumea se poartă ciudat azi și vreau să știu de ce. Pare să fie un mister, dar ține minte, e mai bine să lași nedeslușite unele mistere. Dar vreau să știu! Mierlă, aici! Ce e? Mi-ai găsit pietricica? Nu, dar am găsit ceva strălucitor și lucios. Ce anume? Era pe aici, pe undeva. Caută mai departe. Unde ești? Lucru strălucitor? Hai la mierlă! N-are rost. Rosie, nu pot. Rosie? Aha! V-am prins! Rosie! Ce faceți? Ce-i cu toate astea? Dați o petrecere fără mine? Nu! Organizam o petrecere surpriză pentru tine, de ziua prieteniei. Fiindcă ești o prietenă specială pentru noi toți. Dar acum nu mai e o surpriză. Scuze, prieteni! Rosie, a spus că e ceva... Am stricat surpriza. Îmi pare rău, prieteni. Ce-i de făcut acum? Cum să dăm o petrecere surpriză când nu mai e o surpriză? O surpriză este ceva la care nu te aștepți. Orice? Nu o să mai dăm petrecerea. Strângem lucrurile acum, Rosie. Îmi pare tare rău. Nu contează. O să mai fie și alte surprize. Rosie, am nevoie de ajutor. Am mai scăpat o piatră sclipitoare și nu o găsesc. Pe bune? Cred că trebuie să fie pe aici, pe undeva. Mierlă, uite, am găsit-o! Surpriză! O zi a prieteniei fericită! Wow! Nu am anulat petrecerea. Te-am făcut doar să crezi asta. Ce surpriză plăcută! Mulțumesc, prieteni! Nu, noi îți mulțumim, rău. Și acum poezia mea despre prietenie. Mă scarpini când scoarța mă mănâncă. Ești înțeleaptă, bună, tare ca o stâncă. Rosie, când sub crengile mele ești, fiecare zi e o surpriză lungă. Țup-Țup, știi unde sunt biscuiții? Sevi spune că o surpriză e orice la care nu te aștepți. Deci am o surpriză pentru tine, Rosie. Ce surpriză?
Eu l-am mâncat pe ultimul, scuze. Oh, și eu am o surpriză. A mai rămas din tort. Îmi dai și mie? Așteaptă și vei vedea. E surpriză. Rosie și prietenii ei. Undeva sub curcubeu. Trei, patru, cinci. Stăm în casă de ore întregi. Aș vrea să mă joc afară. Și eu. Dar trebuie să ne descurcăm până se oprește ploaia. Unu, doi, trei. Ce faci, Holly? Azi e marea zi de copt a lui Moș Martin. O să aibă nevoie de o tavă de copt, dar nu găsesc nicăieri. S-a oprit ploaia! Ne putem duce afară! Ura! Da! Wow! Un curcubeu! E splendid! Toate acele culori! Roșu, portocaliu, galben, verde, albastru! Și ce culori sunt alea? Indigo și violet. Știam asta. Eu am auzit că la capătul curcubeului e o găleată de aur. O găleată de aur? Wow! Am să o caut. Și eu. Uneori, căutarea îți aduce la fel de multe satisfacții ca descoperirea în sine. Uite, capătul curcubeului e pe terenul de joacă. Să căutăm aurul! Eu mă duc să caut tava de copt a lui Moș Martin. Eu mă duc să văd dacă Moș Martin are nevoie de ajutor. Tu nu! Nici tu! Și, oh, nu! N-aș suporta să mă despart de tine. Ce faci, Mierlă? Mă uit peste colecția de hârtie lucioasă. I-am promis lui Moș Martin că o să-i dau o foaie astăzi. Oh, dar nu știu pe care să-i o dau. Frumos din partea ta. Sigur n-o să-i duci dorul uneia. Da, dar pe care? Încă un pic. O să fie uimitor. Și ce vom face cu aurul ăla, Will? Am putea face coroane de aur. Sau l-am putea număra. Sau am putea pretinde că suntem pirați cu un cufăr de comori. Nu trebuie decât... Ha? Unde a dispărut capătul curcubeului? Era aici! Acolo e! Wow! După el! Wow! Nu credeam că o să pregătești atât de multe astăzi. Păi, e ziua mare de copt și nimic nu-i mai frumos decât ziua mare de copt. Se vede! Ai nevoie de ajutor? Nu, mulțumesc, Rosie. Am totul sub control. Opa! Deși mi-ar mai trebui niște făină. Nici o grijă, îți aduc eu. În sfârșit, capătul curcubeului. Și găleata de aur. Hă? Nu pricep, era chiar aici. S-a întors acolo. Hai, înainte să plece iar. Bine, de data asta sigur o să... Will, iar a dispărut. În ritmul ăsta n-o să-l găsim niciodată. Poate Holly știe mai multe despre asta. Să o întrebăm. Îmi pare rău. Nu știu cum să găsiți capătul curcubeului. Am auzit povestea despre găleata de aur de la Moș Martin. Întrebați-l pe el. O idee bună. Dacă vă duceți la el, dați asta jos, să-i o duceți. Desigur.
Salut, Moș Martin! E de la Holly! Mulțumesc, Țup-Țup! O să am nevoie de ea pentru ziua mare de copt, dar și de mai multe mere. Holly spune că știi totul despre găleata de aur de la capătul curcubeului, corect? Păi, da, dar nu știu cum o să o găsiți. Eu am auzit de ea de la Rosie, întrebați-o pe ea. Vrei să te ajutăm să culegi niște mere? Da, vă rog. Mulțumesc, baftă multă! Găleata de aur de la capătul curcubeului? Da, trebuie să știi. Te rog, spune-mi că da. Îmi pare rău, dar nu știu cum s-o găsiți. Am auzit povestea de la Mierlă. Va trebui să o întrebăm pe ea. Vrei să o ducem la Moș Martin în drum spre Mierlă? Oh, da, vă rog. Să sperăm că Mierlă știe. Mulțumesc! Acum mă pot apuca de treabă pentru marea zi de copt. Uite-o pe Mierlă! Vino! Am zis să vii aici! Oh, nu din nou! Te ajutăm noi! Poftim! Mulțumesc! Mierlă, Rosie spune că știi despre găleata de aur de la capătul curcubeului. Păi, știu, dar numai... Să văd dacă am ghicit. Nu știi cum să o găsești, ci doar că e acolo. Exact! Stejar mi-a spus. Hai, curcubeul dispare! Stejar, toată ziua am căutat capătul curcubeului. Și găleata de aur. Ne-am întrebat toți cunoscuții. Ei ne-au spus că tu știi totul despre asta. Te rog, spune că știi. Oh, da, povestea aia o știu de când eram mic. Da! Și cu părere de rău, capătul curcubeului, unde ar trebui să fie găleata de aur, e mereu inaccesibil. Imposibil! Nu contează cât de mult îl urmărești, parcă se îndepărtează mereu. Exact! Iar curcubeul a dispărut. O să ne întoarcem în căsuță. Nu o să găsim găleata de aur niciodată. Îmi pare rău. Venit să te ajutăm, Moș Martin. Ho-ho! Mulțumesc! Se pare că asta o să fie cea mai mare zi de copt din viața mea. E ceva deosebit să vin să coc cu tine, Moș Martin. Am auzit de la stejar că Will și Țup-Țup n-au găsit găleata de aur. Oh, ce păcat! Sper că nu sunt foarte triști. M-au ajutat mai devreme să culeg merele astea. Și pe mine m-au ajutat să aduc făina aici. Și pe mine... Și pe mine. Am un plan care o să-i înveselească. Bravo! Ați găsit găleata cu aur. Dar stejar a spus că nu poate fi găsită. Iar curcubeul a dispărut. Da, dar a lăsat ceva în urma lui. Wow! Ați tot încercat să găsiți găleata de aur, așa că v-am făcut noi una. Și fiindcă ne-ați ajutat să facem plecintele cu mere, acum o să ne ajutați să le mâncăm. E mult mai bună decât aurul adevărat. Uite, Țup-Țup, încă un curcubeu. Mai vrei să încerci odată să găsești găleata de aur? Nu, mersi, Rosie. Încă mai simt gustul plăcintelor de mere aurii din ultima găleată. Ce păcat!
au mai rămas două plăcinte. Sunt nevoită să le mănânc pe ambele. Posibil să mai am loc pentru una. La urma urmei, nu vezi curcubeul în fiecare zi, nu? Rosie și prietenii ei. Stejar face o livrare specială. Grozav desen, Rosie, aproape la fel de colorat ca mine. Mulțumesc, Manny. Gata, l-am terminat. Lui Holly ar plăcea, Rosie. Bună idee, Stejar. Îl duc ei. Oh, stai, n-am timp. I-am promis lui Țup-Țup că o să-l ajut cu avionul. Nici o grijă, poți să-l lași la mine. O să-i dau desenul lui Holly când o să o văd. Mersi, Stejar. Ești un fel de copac poștaș, pa! Eu m-aș pricepe la livrări. Manny, poștașul la dispoziția dumneavoastră. Las pe mine, îl duc eu lui Holly. Ai grijă să ajungă la destinație. Ce-i cu graba asta? Țup-Țup, ești gata să-ți pornești avionul? Ai nevoie de ajutor, Țup-Țup? Nu, și înainte de a întreba, nu am încurcat instrucțiunile, Rosie. Doar că lipsește o piesă. Asta, Țup-Țup? Culorile astea! Ce frumos! Ce drăguță e Rosie! Ce spui de prima mea livrare în calitate de poștaș? N-a fost rău, nu? Am un desen pentru Rosie în semn de mulțumire. Așteaptă! Poți să-l duci pe dealul lui Stejar? Trimite-l acolo! Să-l trimit? Dar în ce să-l ambalez? Ai o cutie veche de carton, Holly? E o cutie poștală, nu o trambulină! Cum e, confortabilă? Îmi cam gâdilă scoarța, dar mă bucur tare mult. Nu mă deranjează. Iată prima ta scrisoare. Salut, Holly! Pentru cine e? Nu ghicești, Stejar? Să vedem. Rosie? Moș Martin? Will? Mierlă? Țup-Țup? Da! Să nu uit de astea! Nu pot să trimit scrisorile fără timbre. Bine gândit, Holly! Mă duc să fac livrările. Mersi, Stejar! Mulțumesc, Stejar! Îmi place să trimit lucruri prietenilor mei, dar e mai distractiv să le primesc. Mă bucur să fiu de ajutor. Abia aștept prima mea scrisoare. Ce se petrece aici? Ai o scrisoare! Manny livrează corespondența, Mierlă. Păi el este primul nostru poștaș. Poftim? Eu zbor mult mai bine decât el. Aș fi un poștaș mult mai bun. Păzea, cerule! Vine acum! Țup-Țup, cred că aripile sunt invers. Să... Nu, mă descurc. Să facem un test de zbor. Poți să te uiți dacă vrei. Salut, Manny. Livrarea specială a poștașului Manny. Poștașul Manny? Da, Stejar e copac de poștă acum. Să aveți un loc pentru corespondență de acum, vă rog. Mulțumesc. Bine, Manny. A mea e de la Holly. La fel și a mea. O să fac o cutie poștală pentru corespondența viitoare. Regret, Rosie, nu te pot ajuta. Am un avion de lansat. 3, 2, 1, decolarea! Țup-Țup, vrei să te ajut? Nu, mersi, Rosie. O să mă descurc singur, singurel. O să arate atât de frumos! Bip-bip, la o parte, Holly, vine cutia poștală! E frumoasă, Will! Da,
Să vedem cine primește mai multe scrisori, tu sau eu? Depinde câte scrisori trimiți, Will. Zboară, zboară, avionule, zboară! O, bietul Țup-Țup, mă ocup de cutia poștală, altfel l-aș fi ajutat. Nu am nevoie de ajutor, Lișiță. Păcat că nu poate da din aripi. Zboară, zboară, zboară! Pom, 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 pom. Oh, salut, Manny! Am terminat cutia poștală la țanc. Mersi, Moș Martin. Dacă cineva ar trebui să fie poștaș, acela sunt eu. Ia, stai așa! A fost ideea mea. Și stejar a avut ideea. Hei, important e ca toată lumea să-și primească scrisorile în siguranță. Și rapid? Eu sunt mai rapidă decât o să fii tu vreodată. Să vedem. Cine ajunge ultimul la Lișiță e o cărpă de șters praful. Am reușit! Eu am fost primul! Ba nu! Spune-i, Lișiță! Nu contează, mi-ați distrus cutia poștală! Scuze! Unii dintre noi au îndatoriri de poștaș urgente! Oh. Ce mulți vizitatori am de când sunt copac de poștă! Cutia ta poștală va fi foarte grea, stejar. Nu mă deranjează, vreau doar ca tot să aibă corespondența în siguranță. O să primesc o mulțime de scrisori. Și eu! Bravo, stejar! E o idee foarte inspirată. Hei! Nu pot să le iei pe toate! Vreau să livrez și eu! Sunt ale mele! Du-te și curăță ceva, cârpă de șters praful! De ce nu zbori, avionule? Hei! Pleacă! Dă-mi drumul! Dă-mi și mie! Nu! Sunt peste tot! Haideți să căutăm scrisorile! Toți mi-au încredințat mie scrisorile! Trebuie să le recuperăm! Bravo, Țup-Țup! Ai salvat scrisorile! Cum să-ți mulțumim? Veniți cu mine! Gata? Și luați-vă zborul! Wow, avionule, ai reușit! Ai zburat! Bine că am reușit! Ajutor! Toți și-au primit scrisorile. Nu poște, poștă! Nu poște, poștă! Stejar nu fericit! Am uitat de stejar! A fost ideea lui! Însă lui nu i-am trimis nimic. Nici o grijă, îi trimitem. Ce e de făcut, Rauzi? Îmi aduci niște hârtie și carioci, Holly? Nu uitați de timbre! Gata? 1, 2, 3! Zburați! Ce e asta? Scrisori? Pentru mine? Iar asta e de la Moș Martin. N-am mai primit scrisori până acum. Mă ajut să trimit scrisori de mulțumire, Holly? Desigur! Ești cel mai bun copac de poștă din lume! Îmi place să trimit scrisori, ca prietenii să știe că țin la ei. Cine mi-a trimis asta?
Eu nu arăt așa. Rosy, tu ai fost? Îmi pare rău, Țup-Țup. Am vrut să fac un desen frumos, dar m-am cam grăbit. Nu-i nimic, aștept să vezi desenul meu. Țup-Țup? Livrare specială! Dacă ți-a plăcut acest episod din Rosy și prietenii ei, nu uita să te abonezi la Tralala! Vesela Rosy! Vesela Rosy! Hazuie-n toi, deci hai!